Camera de Comerț și Industrie din Brașov și-a desemnat câștigătorii în afaceri ai programului intitulat Startup Plus. Prin acest program se înființează 36 de afaceri noi. Fiecare trebuie să genereze cel puțin 2 locuri noi de muncă. Este un program bun, similar programului național Startup Nation, dar spre deosebire de acesta, ați văzut, a fost o concurență foarte mare. Au câștigat firmele care creau 4-5 locuri de muncă prin proiectul finanțat de Camera de Comerț. Au fost eligibile cu punctaj maxim firmele care au înființat 2 locuri de muncă. Programul Startup Plus este unul dintre cele 4 implementate de către specialiștii Camerei de Comerț și Industrie din Brașov. 3 dintre aceste proiecte au fost pentru startup-urile românești, iar cel de-al 4-lea, intitulat Diaspora, își propune să îi încurajeze pe cei din afara granițelor să demareze programe de afaceri. Practic, va fi organizat un seminar de informare urmat de o etapă de mentorat, în care fiecare beneficiar va afla condițiile pentru îndeplinirea planului de afaceri în vederea înființării unei firme.